Contabilii, economiștii și antreprenorii timișoreni s-au alăturat colegilor din alte orașe din țară și au ieșit într-o acțiune de protest în fața sediului finanțelor publice din Timișoara. Abuzurile autorităților i-au scos pe aceștia în stradă, într-o acțiune denumită Fără haos în legislația fiscală. Cu vuvuzele și pancarte pe care scria Eliminarea ETVA sau Transparență și respect, nu doar legi fără efect, protestatarii și-au strigat nemulțumirile. Protestăm împotriva permanentei complicări a legislației fiscale. Guvernul care dorește să controleze absolut tot și pune noi obligații de raportare pentru toate firmele. ETVA-ul este ultima, înainte a fost e-factura. Acum vor să extindă e-factura și la persoane fizice, care este de fapt o încălcare a datelor cu caracter personal. Deci să încarci pe site-ul ANAF ce înseamnă e-factură. Orice factură să încarci pe site-ul ANAF, nu mai e destul că o scrii și raportezi lunar sau anual veniturile. Protestatarii sunt nemulțumiți și de faptul că legile sunt date peste noapte, fără consultări în prealabil și dezbateri publice, dar cer și adoptarea legii prevenției. Fără norme clare, fără să avem legea prevenției, care iar e un aspect foarte important, adică este omenește oamenii în acest ciș legislativ să poată să greșească și din prima, la momentul actual, se aplică amendă, fără să ai avertisment, fără să ai consultanță din partea ANAF-ului în care să te îndrume în aplicarea corectă a legii. În plus, sunt modificări, casele sunt prevăzute, schimbarea din nou a caselor de marcat din tocmai ce a fost făcută și din nou se dorește modificarea caselor de marcat. Toate ordonanțele, toate legile se publică vineri noaptea. Deja ne-am săturat, nu mai suportăm ziua de vineri. Știm că urmează, așteptăm oare ce ordonanță, oare ce lege mai publică în această vineri. Cam așa. Decizia viitoare a celor care au ieșit în stradă depinde de ceea ce reușesc să obțină reprezentanții Patronatului Antreprenorilor Contabili din România, organizatorii protestului, în negocierile pe care le poartă la guvern și la Ministerul Finanțelor. În perioada 16-18 august, în Timișoara, va avea loc celebrarea orașului, care propune o serie de concerte în premieră în orașul de pe Bega, organizate de Centrul de Proiecte Timișoara. În cadrul acestei celebrări vor avea loc peste 100 de evenimente culturale, sportive și comunitare pentru toate vârstele, produse de organizații din Timișoara, finanțate prin Centrul de Proiecte. Artiștii care îi vor încânta pe timișoreni sunt Rita Ora, Passenger și Zdob și Zdub. Evenimentul a debutat în cadrul programului Timișoara 2023, Capitala Europeană a Culturii, și face parte din moștenirea acesteia. La prima ediție, din data de 6-8 octombrie 2023, evenimentul a avut loc în peste 60 de locuri de-a lungul râului Bega și s-a bucurat de prezența a peste 80.000 de spectatori, la cele peste 100 de evenimente din program. Timișorenii și nu numai sunt așteptați în luna august în Parcul Civic și de-a lungul râului Bega. După ce săptămâna trecută elevii au susținut probele la limba și literatura română, matematică sau istorie și o probă la alegere, au fost publicate rezultatele bacalaureatului. În județul Timiș, un singur elev a obținut media 10. Este cea mai mare rată de promovabilitate din ultimii 15 ani la nivel național. Un elev de la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga a obținut nota 10 pentru fiecare disciplină în parte. La nivel de țară, 39 de elevi au obținut media finală 10. Elevii nemulțumiți de note pot depune contestațiile în aceeași zi, în intervalul orar 12-18, inclusiv prin mijloace electronice. Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună prin mijloace electronice o declarație tip, în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. De asemenea, în data de 12 iulie vor fi afișate rezultatele finale, în urma soluționării contestațiilor, atât în centrele de examen, cât și în format online. Fiind cea
mai mare rată de promovabilitate a BAC-ului din ultimii 15 ani, 76,4% dintre candidați au promovat. Este o creștere cu 3,6% față de prima sesiune a anului trecut. Totodată, rata de promovabilitate din județul Timiș este de 72,47%. Au obținut medii de trecere 3.095 de liceeni, iar 1.172 au fost declarați respinși la examenul maturității. În sezonul de vară, Societatea Horticultura se concentrează în special pe acțiunile de cosire. Reprezentanții Horticultura au scos pe teren un utilaj multifuncțional șenilat cu radiocomandă achiziționat recent. Utilajul permite cosirea vegetației pe spațiile denivelate și pe cele în pantă până la 60 de grade cu un singur operator. De asemenea, este dotat cu un tocător cu cuțite ce toacă masa vegetală și arbuși de până la 3-4 cm în diametru. Acesta poate fi dotat cu o serie largă de accesorii de lucru. Utilajul va fi folosit pentru lucrările de cosire în Parcul Ilsa, Parcul Botanic și pe malurile Begăi. Administrația Națională de Meteorologie anunță pentru ziua de astăzi cod galben. Fenomenele vizate sunt val de căldură, caniculă și disconfort termic ridicat. Valul de căldură va continua să se extindă și să se intensifice în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea Continentală și în cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi de 33-37 de grade și local de 38-39 de grade în regiunile sudice. Local minimele nu vor coborî sub 20 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Codul galben se va prelungi și mâine 10 iulie. Valul de căldură va continua să se extindă și să se intensifice în toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi de 33-37 de grade, va fi disconfort termic ridicat și local caniculă. După aflarea rezultatelor la bacalaureat, absolvenții de liceu din județul Timiș, care au susținut examenul maturității, n-au fost prea mulțumiți de notele primite. Potrivit Inspectoratului Școlar Timiș, au fost depuse 1823 de contestații. Cei mai mulți candidați au solicitat recorectarea lucrărilor la limba română, profil real, 592 de candidați. Istorie, 223 de candidați. Limba română, profil uman, 165 de candidați. Matematică, 163. Geografie, 148. Anatomie, 137. Și biologie, 136. Promovabilitatea la bacalaureat înainte de soluționarea contestațiilor este de 72,47%. Mai precis, 3095 de candidați au reușit să obțină medii peste 6. În data de 6 iulie urmează să fie afișate rezultatele finale la examenul de bacalaureat. Acțiunile polițiștilor locali împotriva cerșetoriei continuă. Cetățenii sunt rugați să nu se lase impresionați de cazurile pe care aceștia le prezintă, pentru a stârni milă și a scoate bani din buzunarele oamenilor. Polițiștii locali au continuat în aceste zile acțiunile pe linia combaterii fenomenului cerșetoriei, care a cunoscut o creștere semnificativă în ultima perioadă. În cursul zilei de 8 iulie, 15 persoane care apelau la mila publică au fost preluate din stradă de către polițiști și predate complexului de servicii sociale Sfântul Francisc. Poliția locală atrage atenția și asupra faptului că cerșetorii apelează și la alte metode de a impresiona populația, motiv pentru care timișorenii sunt sfătuiți să nu se lase impresionați de aceștia. Metoda adunării de fonduri pentru o asociație care nu există este deja cunoscută, dar mai sunt oameni care dau bani, iar acei bani nu ajung la cei aflați în nevoie. De asemenea, o tânără de 18 ani din Ilfov a fost depistată în parcarea unui supermarket solicitând diverse sume de bani în numele unei asociații inexistente. Totodată, oamenii legii reamintesc cetățenilor că prin oferirea banilor cercetătorilor, aceștia îi mențin în stradă și vin și din alte zone, deoarece știu că aici există oameni care pot fi păcăliți de metodele lor de cerșit. Cei depistați nu doresc reintegrarea în societate, se întorc de fiecare dată în stradă, deși centrul de asistență al DAS le dă posibilitatea să rămână acolo până la 3 ani, timp în care beneficiază de cazare, masă și asistență medicală în mod gratuit. Ar putea să se încadreze în câmpul muncii, iar banii câștigați în cei 3 ani să îi pună deoparte pentru a începe o viață nouă.
Un pui de căprioară s-a rătăcit și a ajuns într-o curte din comuna Dumbrăvița. Pentru că era vizibil slăbit, locuitorii au dat alarma. Echipa de pompieri a intervenit prompt, recuperând căprioara și oferindu-i îngrijirile necesare. Aceștia au îngrijit-o până când a fost preluată de reprezentanții Liceului Tehnologic de Silvicultură și Agricultură Timișoara. Puiul de căprioară a fost dus la liceu, unde a primit tratament specializat pentru a se recupera complet. După o perioadă de refacere, căprioara va fi eliberată în mediul ei natural, în siguranță. Acțiunea rapidă și coordonată a pompierilor și a reprezentanților liceului a demonstrat importanța colaborării între instituții pentru salvarea faunei locale. Astfel de intervenții sunt esențiale pentru protejarea animalelor sălbatice și pentru menținerea echilibrului în natură. Universitatea Politehnică Timișoara și Opsbat Academy au încheiat un acord de parteneriat pentru a oferi studenților o educație actualizată și relevantă în domeniul protecției infrastructurii critice, formându-i astfel încât să devină viitori specialiști în domeniu. Acest parteneriat reprezintă un pas semnificativ înainte în incorporarea experienței practice din industrie în învățământul superior. Prin valorificarea programului de bursă de 10 milioane de dolari al Opsvat Academy, UPT își propune să accelereze educația studenților săi, echipându-i cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru a aborda lumea în schimbare dinamică a securității cibernetice și pentru a răspunde cerințelor industriei globale de securitate cibernetică. Suntem încântați să facem parte din această inițiativă și că am colaborat cu Opsvat Academy, educarea viitorilor specialiști în domeniul securității cibernetice, amenințărilor, prevenirii, etc., a devenit o abordare obligatorie în ecosistemul IT de astăzi, a declarat conferențiar universitar dr. Inginer Răzvan Bogdan, prodecan al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnică Timișoara. Opsvat Academy oferă educație vitală în domeniul securității cibernetice, atât persoanelor cât și organizațiilor din întreaga lume, dedicată să echipeze experți în securitate cibernetică cu abilitățile necesare pentru a proteja infrastructura crucială. Academia Opsvat se angajează să elimine decalajul în competențe în domeniul securității cibernetice cu inițiativele sale de formare de ultimă oră. Amatorii de muzică bună și delicii culinare sunt așteptați la Festivalul Păturatei, eveniment ajuns la cea de-a treia ediție și care va avea loc în centrul orașului Ceacova, sâmbătă 13 iulie cu începere de la ora 17. Va fi preparată tradiționala păturată bănățeană, dar și alte bunătăți culinare locale. Cântecul, jocul și voia bună vor fi la ele acasă. Programul artistic va fi asigurat de Ciprian Pop, Oana Stanca, Luminița Safta și Ioan Surdu. Vor mai urca pe scenă ansamblul folcloric Floarea Ceacoveană, coordonat de Cătălin Voicu și formația Prodat Tina, coordonator Radu Cuciureanu. Organizatori sunt Primăria și Consiliul Local Ceacova. Proiectul este cofinanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Timp Cultura 2024. Foarte cald, într-adevăr. Cum faceți față căldurii, caniculei? Eu mai oprim, mai luăm o gură de apă, mai mâncăm o înghețată. Încercăm să mergem pe la umbră cât se poate. România se topește la propriu zilele acestea. Nici timișorenii nu scapă de arșița care le taie răsuflarea. Veștile de la meteorologi sunt alarmant de fierbinți. Deși timișorenii deja fac față cu greu temperaturilor extrem de ridicate, meteorologii avertizează că țara noastră va fi lovită de cel mai lung val canicular din istorie. Aceștia spun că la umbră vom ajunge să resimțim, atenție, peste 45 de grade Celsius. Timp de 7-10 zile, spun meteorologii, vom avea zile caniculare, iar nopțile vor fi tropicale. Între timp, timișorenii abia mai pot respira pe stradă. Suportăm cât putem posibil, ne răcorim. Ați venit să vă luați apă rece? Sigur, sigur, foarte bună apă. Cum este în casă noaptea? Este călduros, dar ce să facem, supraviețuim. Știți, meteorologii avertizează că va urma cel mai lung val de caniculă din istorie. 10 zile vor fi de caniculă, 45 de grade la umbră. Cum suportăm? Este indicat să stăm cel mai mult în casă, să ieșim numai dacă avem nevoie și să ne protejăm cât posibil. Vă face rău căldura? Ați avut vreodată probleme? Da. Ce anume? De obicei, persoanele care au o anumită vârstă și afecțiune nu prea este indicat să meargă la ora prânzului pe căldură. Dar este cald. Cum faceți față caniculei? Păi, de exemplu, acum mă duc acasă și mă odihnesc puțin
și am să petrec aproximativ toată după amiaza acasă. Probabil că am să ies pe la 6, când sper să se mai răcorească vremea puțin. Timișorenii care nu au aer condiționat în case abia pot închide un ochi noaptea din cauza aerului sufocant. Casa s-a încălzit și în casă, am 26 de grade, chiar am lăsat deschis toată noaptea tot și totuși nu a coborât temperatura. Da. Și cum sunt nopțile dumneavoastră? Destul de călduroase, dormim cu geamurile deschise, cât se poate. Vă odihniți? Da, mai mult sau mai puțin. La punctele de caniculă din oraș vin tot mai des persoane doborâte de temperaturile exagerate de afară. Având în vedere vremea caniculară din Timișoara, tot mai mulți oameni vin la punctele de caniculă și le oferim apă, stau un pic la răcoare și în cazuri mai grave noi chemăm ambulanța. Timișorenii caută orice alternativă pentru a putea trece mai ușor prin aceste temperaturi extrem de greu de suportat. Una dintre ele ar fi aceste fântâni unde vin să se recorească și de unde își iau apă. Cea de-a doua variantă ar fi parcurile sau locurile umbroase unde timișorenii vin să își mai tragă sufletul pe o bancă pentru a se feri de arșiță. A plouat cu note dezastruoase la evaluarea națională în județul Timiș. Mai mult de jumătate dintre elevii de clasa a 8-a care au susținut acest examen nu au reușit să ia note de trecere. Aceștia au avut lucrări la cel puțin o disciplină, evaluate cu note între 1 și 4,99. Dintre aceștia, 91 de elevi au obținut note între 1 și 1,99. Nu au reușit să ia nici măcar nota 2, 43 de elevi la limba și literatura română, 46 la matematică și 2 la limba maternă. 7 elevi timișeni au luat nota 1 la matematică. Nota 1 se dă din oficiu, de unde rezultă că aceștia nu au știut să rezolve nici cel mai simplu exercițiu. Vorbim despre absolvenți de la Școala Gimnazială Variaș, Școala Gimnazială Sorin Lea Tomești, Școala Gimnazială Anișoara Odeanu Lugoj, Școala Gimnazială numărul 15 Timișoara, Școala Gimnazială Găvoșdia, Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara, Liceul Tehnologic Traian Voia Făget. De asemenea, 467 de elevi au obținut note între 2 și 2,99, 984 între 3 și 3,99, iar 1356 între 4 și 4,99. În Timiș, 2898 de elevi din totalul de 5275 prezenți la limba și literatura română, 5264 la matematică și 315 la limba maternă au obținut cel puțin o notă mai mică de 5 la evaluarea națională. Cei aproape 2900 de elevi timișeni cu note sub 5 la examenul de evaluare națională sunt elevi care au promovat clasa, obținând medii de trecere la toate disciplinele studiate în anii de școală, implicit la matematică, la română și la limba maternă. Să fi fost subiectele de la examen extrem de grele sau indulgența profesorilor de la clasă exagerat de mare. Acuzații extrem de grave se îndreaptă către directorul Curții de Conturi Timiș, Florin Cornel Popovici. Directorul Curții de Conturi Timiș a fost demis din funcție, dar și eliminat total din instituție din cauza unor abuzuri în serviciu, dar și a altor nereguli. Chiar acum vom merge să investigăm și să aflăm ce s-a întâmplat mai exact. Florin Cornel Popovici, directorul Curții de Conturi Timiș, a fost dat afară după ce, spun surse din interiorul instituției, acesta ar fi făcut mai multe abuzuri în serviciu și ar fi comis alte nereguli extrem de grave. În mijlocul acestui scandal, Florin Popovici, fără Cornel, directorul adjunct al Curții de Conturi Timiș, a venit din concediul de odihnă în trombă pentru a ne înmâna numărul de telefon al lui Florin Cornel Popovici, directorul demis, cu care se pare nu împarte doar în numele, ci și teama de a fi concediat, spun surse din cadrul instituției. Deși se vorbește despre abuzuri grave, directorul adjunct al Curții de Conturi Timiș face apel la pace și dragoste când vine vorba despre eventualele abuzuri în serviciu pe care le-ar fi făcut tizul său. A fost demis, domn director? Nu vorbiți cu noi? De ce a fost demis, domn director? Sunt în concediu, dragii mei. Sunt în concediu, am venit până sus, mi-au și eu un material și Dumnezeu să vă ajute să vă
Dar este acuzat de abuz în serviciu, repetate rânduri și de alte nereguli. Trebuie să știți ceva. Lucrurile astea se judecă. Lucrurile astea se judecă, nu sunt așa. Încă o dată vă spun, îmi cer scuze. Urmează și dumneavoastră să fiți demis? Milă, domnule, aici... Chiar nu vreți să ne spuneți nimic? Urmează și dumneavoastră să fiți demis? De ce nu vorbiți cu presa? Deocamdată lucrurile sunt... Se judecă și... Să fim cu pace, să credem în bunul Dumnezeu, cu toată dragostea, bine. Avem un departament de comunicare. Dacă doriți mai multe, îi puteți accesa. Vă temeți și dumneavoastră pentru postul dumneavoastră? Fiți cu pace și cu toată dragostea, bine. Credeți că vă veți reîntoarce din concediu aici în funcție? Fiți cu pace și ne auzim cu toată dragostea. Să fim cu toții sănătoși și bucuroși, bine? Haideți. Domnul director, ce spune despre această veste că a fost demis? Vă spun încă o dată, sunt în concediu, n-am luat legătura foarte mult pe tema asta. Știați de aceste abateri ale domnului director? E, bineînțeles că nu se pune problema să fie abateri. Câte abuzuri au fost? Fiți cu pace. Doamne ajută și să aveți bucurie tuturor. Iertați pentru toate. Nu știți sau ascundeți anumite detalii? Ne-a răspuns și Florin Cornel Popovici, directorul demis, care face grave acuzații la adresa instituției căreia i-a slujit zeci de ani. De ce anume sunteți acuzat? Se spune că ați fost demis din cauza mai multor abuzuri în serviciu, dar și altor nereguli. Spuneți-mi, vă rog, de ce anume sunteți acuzat? Pentru că nu am dorit să elimin din rapoarte de audit întocmită de colegii mei constatări care privesc fapte de natură penală. Vom urmări cazul îndeaproape și vom reveni cu detalii. Reabilitarea bulevardului cetății din Timișoara cu fonduri europene este primul de pe continent încheiat pe această axă de finanțare. Dominic Friț a subliniat că primăria a plătit din fonduri proprii lucrarea pentru a primi ulterior banii rambursați prin programul regional Vest. Vorbim despre o valoare a proiectului de aproximativ 110 milioane de lei, din care peste 66 de milioane de lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene. În primul rând ne bucurăm că este primul proiect în Europa finalizat și plătit în noul ciclu de finanțare de fonduri europene, programele operaționale, și asta înseamnă că Timișoara a avut pe de o parte prosperitatea proprie să finanțeze din bugetul local un proiect de 110 milioane de lei, să-l împingă chiar și fără finanțare și apoi în ultima clipă am prins această finanțare de 66 de milioane de lei fonduri europene pentru acest proiect. Pentru mine asta înseamnă pe de o parte că în continuare trebuie să lucrăm la prosperitatea noastră proprie, la bugetul nostru local cu care să împingem proiecte chiar și fără finanțare și în al doilea rând avem nevoie de Europa, avem nevoie de o viziune europeană, de solidaritate europeană, ca să ne finanțeze nouă, într-un mod foarte concret, prosperitatea. Printre altele, în cadrul proiectului au fost modernizate linia de tramvai și partea carosabilă pe o lungime totală de 3,5 km și au fost amenajate piste de biciclete pe ambele părți ale bulevardului, pe o distanță totală de 2,88 km, 9 stații moderne pentru transportul public, 5 sisteme noi de bike sharing și 3 sisteme de management al traficului. Sorin Maxim, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Vest, a ridicat problema întreținerii proiectelor din domeniul infrastructurii. La valorile de care discutăm, un oraș nu-și permite să înlocuiască aceste infrastructuri la un termen mai scurt. Și să spunem componenta, și mulțumesc domnul primar pentru declarația publică și mulțumesc și eu public pentru faptul că asumă mentenanța ca o componentă de viață a unui proiect. Și m-aș bucura ca Timișoara să dea un exemplu, pentru că este o problemă națională acest lucru. Și nu vreau să menționez, dar sunt foarte multe proiecte în oraș care, fie din banii locali, fie din banii naționali, fie din alte resurse, după ce s-au terminat investițiile, au rămas într-o stare destul de precară în partea de întreținere. E foarte important întreținerea, pentru că dacă te arbolezi la un termen de 20-30 de ani, cu siguranță ești mult mai ieftin dacă te ții în fiecare an cu un pic de cât ți-a pus să tot schimbi lucrurile de la zero. Dominic Friț a adăugat că proiectul reprezintă un pas mare pentru încurajarea mobilității urbane sustenabile. De exemplu, de la reluarea circulației tramvaielor sunt peste 6,5 milioane de călătorii pe liniile 4 și 7 și aproape 16.000 de ture de tramvai.
Noi când discutăm despre locuințe ieftine și nu este foarte greu, am pus acolo un preț care să provoace o dezbatere publică, 35.000 de euro, noi vorbim despre construcția propriu-zisă, pentru că statul român în cadrul planului Simion trebuie să se implice achiziționând terenul sau să pună la dispoziție în mod gratuit terenurile de care dispune la momentul de față și să facă infrastructura necesară de apă, canalizare, electricitate, spații verzi, infrastructura educațională pentru zonele respective noi construite, infrastructura de sănătate, drumuri. Orice antreprenor din România știe că aceste costuri reprezintă aproape jumătate din costul unei investiții în zona de construcții. Mai mult decât atât, vorbim despre un plan pentru o construcție durabilă, pentru o organizare a țării, nu să mai construiască fiecare cum dorește și peste tot. În această situație, planul Simion nu este doar un plan care se adresează doar românilor cu venituri mici. Ei sunt, să spunem, beneficiarii direcți, dar există și beneficiarii indirecți, pentru că o planificare a economiei, așa cum se face în toate statele lumii, planul Marshall, New Deal și așa mai departe, înseamnă implicarea și altor sectoare economice, cum ar fi industria producătoare de materiale de construcții, transporturi, energie și, mergând mai departe, și alte lanuri, siderurgia, industria producătoare de mobilă. Deci noi vorbim de fapt despre o planificare economică a țării, așa cum se face în toate statele lumii. În această perioadă în care se înregistrează temperaturi extrem de ridicate, timișorenii sunt rugați să acționeze cu prudență, ținând cont de măsurile preventive recomandate de specialiștii în sănătate și în domeniul situațiilor de urgență. Cetățenii sunt sfătuiți să efectueze deplasările pe cât posibil dimineața sau seara, alegând zone umbrite, să evite aglomerația, expunerea la soare, efortul fizic intens, să poarte haine largi, de culori deschise, să poarte pălării și ochelari de soare. Totodată, persoanele sunt îndemnate ca la cel mai mic semn de suferință să ceară sfatul medicului, să evite consumul de alcool și alimente cu un conținut sporit de grăsimi, să consume cât mai multe fructe și legume și să consume 1,5-2 litri de lichide pe zi. De asemenea, în peste 90 de locuri din Timișoara, respectiv parcuri, bulevarde și piețe publice, există fântâni forate. Totodată, societatea Aquatim a montat 9 cișmele noi în această primăvară pentru timișoreni și animalele acestora de companie. Cișmelele se află în Parcul Copiilor, Parcul Civic, Parcul Central, Parcul Alpinet, Parcul Catedralei și Parcul Adolescenței. În plus, Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara vine în sprijinul comunității în zilele toride de vară, acordând o atenție deosebită persoanelor vulnerabile și afectate de temperaturile ridicate. CNAIRE-a a anunțat impunerea unor restricții de circulație pentru vehiculele cu o masă totală mai mare sau egală cu 7,5 tone în perioada 13-14 iulie, între orele 10-20, din cauza avertizării cod roșu de caniculă. Restricțiile se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Călăraș, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Timiș, Caraș-Severin, Arad, Bihor, Satu Mare, Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Buzău, Vrancea, Galați și Brăila. Printre vehiculele exceptate de la aceste restricții se numără următoarele categorii: transportul de persoane, transportul funerar, transportul poștal, transportul echipamentelor de prim ajutor, transportul pentru distribuirea de carburanți și transporturile militare. De asemenea, CNAIRE va continua să monitorizeze evoluția condițiilor meteorologice.